Care de Flores? Pe străzile din cartierul evreiesc. Străduse din vechiul oraș. A fost terminat acum 6 luni și este prima mosie care se construiește în Cordoba după 600 de ani. Există 300 de mahometani acum în Cordoba și și-au 12 până în secolul 15. Marea majoritate au părăsit Spania. Mulți dintre ei că păstrează spaniola aceea de veche de secolul 15. S-a arătat acest gust dedicat lui Mohamed al Kafeki, care este un mediu de origine arabă. Mare oculist. Ca al tău ai văzut bombă și la propriu și la figura, l-ai văzut. Case de clasă mijlocie și case modeste. Aceasta este o casă de oameni bogați, cum era sistemul de case de oameni bogați, cu intrarea de serviciu și curtea secundară, curtea principală și intrarea principală din către stradă. Actualmente, în casele care se construiesc pe aceeași schemă, în curtea aceasta secundară este unde se află piserea și de obicei era și o mică frântână în aceste curți. Se realizau niște diferențe de temperatură între temperatura de stradă în timpul zilei și cea din curtea interioară ajungând la peste 10 grade diferențe de temperatură. Din acele vremuri, două în Toledo și una aici în Cordoba. S-a adunat fără destruire în instituțiune? Toate celelalte au fost distruse de către indivizii. Asta nu este foarte răspunde, pentru că cristiană. Acesta n-a fost distrusă, la fel ca și cea din, cele din Toledo, pentru că au fost transformate în biserici creștine. Vedeți? Fresca. Este foarte mică. Se utilizau pentru unor cuanta familie. Pentru că era un fel de sinagogă pentru câteva familii. Aquí hay otra cosa bonita. Esta sinagoga se construye en época cristiana, siglo XIV. Această sinagogă se construiește în epoca creștină, în secolul XIV. El trabajo trece por arco. Iar decorația este făcută de către arab. Este stil modern. Să te rog cu celălalt din spate. Maimonides este un mare filozof născut în Cordoba în 1135. Moare în 1204 în Cairo. Actualmente mormântul său se află în Tiberiades. Primul întâi. Nu aici, din poate. Nu? Aici ai
tarta.